Am avut săptămâna asta la test un ultrabook foarte mișto, care, din punctul meu de vedere, ca și concluzie spusă la început, i s-ar potrivi foarte, foarte bine Anei, corect? Da! Laptopul de care vorbim astăzi este Huawei MateBook D14. După cum îi spune și numele, are un ecran de 14 inch și este foarte, foarte micuț. Dar o să vorbim despre specificații când îl voi deschide. Ana nu se înțelege deloc cu macOS-ul și atunci îi trebuie ceva Windows, dar îi trebuie și ceva subțirel, micuț, finuț, foarte ușor și un laptop la care se ține bateria destul de mult. Și la asta ține bateria destul de mult. Carcasa laptopului este din aluminiu cu un finisaj mat cu logo-ul Huawei scris aici frumos. Iar pe spate avem trei piciorușe pe care stă laptopul puțin ridicat de pe masă. Ăsta este un pic mai lung. O fantă foarte mare aici și difuzoarele care sunt pe fundul laptopului. Prima oară când îl deschizi, dacă știi ce poate să facă laptopul ăsta, vei fi uimit. Pentru că, să zicem că îl deschizi ca pe un laptop normal, așa. Doar că laptopul ăsta poate să se ducă până aici, până la 180 de grade. Și atunci îl poți pune pe masă, așa. Ceea ce este foarte, foarte mișto, pentru că dacă vrei să stai în pat sau vrei să vadă și cel din fața ta ceea ce faci tu pe laptop sau ce vrei să arăți, este foarte mișto. Vom deschide laptopul de la acest buton care este și un senzor de amprentă. În momentul în care îl apeși, nu este nevoie să mai pui odată degetul pe senzorul de amprentă pentru că ești deja logat. Și alt lucru de care eu am rămas uimit, să zicem, deși sunt destul de multe laptopuri în felul ăsta, este modul în care ecranul ajunge până foarte aproape de margini. Marginile astea au 4,8 mm la cel de 14 inch și 5,2 mm la cel de 15 inch. Tocmai de aceea laptopul ăsta este dotat cu un ecran măricel într-o carcasă foarte, foarte compactă. Laptopul are undeva la 1,4 kg, undeva sub 1,4 kg. Este foarte rece la atingere, tocmai pentru că este din aluminiu. Trackpad-ul este din sticlă. Este confortabil și destul de precis, luând în considerare laptopurile cu Windows, pentru că, din punctul meu de vedere, după ce am folosit MacBook cam 2 ani, niciun laptop cu Windows nu se poate bate cu precizia și feeling-ul pe care l-ai la un trackpad de MacBook. Ecranul este într-un format 16:9, deși din ce în ce mai puține laptopuri mai păstrează formatul ăsta, majoritatea tind să înalțe un pic ecranul. Este un ecran 16:9 cu o rezoluție Full HD, 1920x1080. Un ecran LCD, IPS și care este mat. Și atunci reflexiile nu vor fi o problemă. Unghiul de vizualizare este foarte bun. Huawei zice 178 de grade, asta înseamnă că te poți uita la el aproape din orice unghi. Ceea ce mi-aș dori de la laptopul ăsta este o luminozitate a ecranului puțin mai mare. Pentru că la momentul ăsta simt nevoia de puțin mai mult. Poate și pentru că m-am obișnuit cu laptopul meu, dar parcă aș simți nevoia de un pic mai multă luminozitate. Tastatura, având în vedere că laptopul este unul subțire, de 15,9 mm aici la mijloc, pentru că devine mai subțire spre capătul lui. Tastele nu au foarte mult travel, dar sunt precise, sunt destul de îndepărtate una de cealaltă, ceea ce mă supără și nu m-am obișnuit nici măcar până în ziua de astăzi, nici măcar cu laptopul meu, care este la fel. Sunt aceste taste direcționale, tastele sus-jos, împart o tastă cum ar veni. Și m-am jucat un pic pe laptopul ăsta, o să vorbim imediat și dacă ai nevoie de tastele astea, este un pic incomod. O altă chestie interesantă la tastatură este camera web. Pentru că dacă puteți vedea pe laptop aici, nu avem o cameră web nicăieri. Ea este poziționată aici, sub una dintre taste, apeși și iese camera web. O cameră web de 1 megapixel, capabilă de filmare 720p. Deși calitatea camerei este destul de bună, poziționarea ei aici jos înseamnă că întotdeauna vei fi filmat de jos, așa. Ți se va vedea gușa și nu te vei uita niciodată nici măcar aproape de direcția camerei. Te vei uita întotdeauna peste cameră și este un pic ciudat. Dar pentru cei care își pun scotch pe cameră, este absolut perfect. Pentru că apeși pe cameră și ea este înăuntru acolo, nu te spionează absolut nimeni. Dar poziționarea aici jos este puțin problematică. Dar eu personal nu am folosit niciodată camera web de la laptop. Nu am vorbit cu nimeni video pe laptop. Prefer să folosesc telefonul. Dar ea există în caz că este nevoie. Ceea ce este interesant la laptopul ăsta din punctul meu de vedere este că este dotat cu componente AMD. Ca și procesor avem un AMD Ryzen 5 3500U. Avem un SSD de tip PCI Express, 8 GB de RAM în configurația actuală, care poate merge până la 16. Procesorul este un quad-core de 2,1 GHz cu 8 nuclee în total, cu cele 4 virtuale, iar placa video Radeon Vega 8 are o memorie de 1 GB. Nu este cine știe ce placă video, dar este de apreciat că există o placă video dedicată și o să vă arăt imediat că te poți și juca pe acest laptop, care de fapt este un ultrabook ușor pentru scris, citit, multimedia, poate și puțină productivitate la modul editare, foto, editare, video destul de light, dar și gaming, într-adevăr nu la cele mai bune detalii, dar cu un frame rate suficient pentru un pic de gaming în pauză. Laptopul are o tehnologie care se numește Sharkfin 2.0, se referă la coolerul
de aici, unul singur, care ține laptopul rece și, într-adevăr, chiar și dacă te joci pe baterie, nu în priză, laptopul este destul de silențios și destul de rece. Rămâne rece foarte mult timp. Avem o baterie de 56 Wh, care, după testele pe care le-am făcut eu, este suficient de bună pentru lucruri light. Dacă vrei să-l folosești la facultate sau la birou, dacă vrei să-ți iei notițe, dacă vrei să scrii niște documente, să te uiți pe YouTube, pe Facebook, genuri de lucruri light, adică nu editare video sau gaming, laptopul ăsta te ține o zi întreagă fără niciun fel de problemă. Și aici intervine o fază foarte mișto, și anume, avem aici în cutia asta încărcătorul de la laptop. Cutia pare mare, dar încărcătorul este ăsta. Un încărcător care are USB Type-C și este un încărcător de 65 W. Partea mișto e că laptopul se încarcă pe USB Type-C. Asta înseamnă că dacă iei acest încărcător cu tine, îți poți încărca și laptopul, și telefonul, și căștile, și mouse-ul, și orice ai avea pe USB Type-C. Ca și comparație, ăsta este încărcătorul meu de la MacBook, ca să vă dați seama cam cât de mare este ăsta. Iar ăsta este încărcătorul de la telefonul meu. Cam asta este diferența. Deci ăsta este puțin mai mare, nu este considerabil mai mare decât un încărcător de telefon. Îl poți lua liniștit cu tine ca fiind singurul tău încărcător. Îmi place lucrul ăsta și sper ca din ce în ce mai multe laptopuri, mai ales astea micuțe, să facă treaba asta. Partea care m-a șocat oarecum, pentru că la MacBook-ul meu nu merge chestia asta și se încarcă tot pe USB Type-C, am reușit să încarc Huawei MateBook D14 cu încărcătorul meu de la Samsung. Asta este o chestie foarte bună, pentru că ăsta este un încărcător rapid, se încarcă până la jumătate în 30 de minute. Deci poți să iei laptopul la facultate, la școală și ai nevoie să-l ții doar 30-40 de minute în priză. Faza e că s-a încărcat și cu ăsta, care ăsta este un încărcător de 25 W. Lucru foarte bun, asta înseamnă că acest laptop îl vei putea încărca și la mașină, la încărcătoarele de 12V care intră în bricheta mașinii. Cu ăsta se va încărca mult mai încet decât cu ăsta, dar ăsta fiind un încărcător rapid, e bine că merge și cu ăsta, în caz că nu ai altceva. Cu siguranță, dacă îți uiți încărcătorul de la laptopul ăsta acasă, poți să te duci la oricine care are Android și să ceri încărcătorul de la telefon. Deci mie încărcătorul de la telefonul tău, te rog, să-mi încarci și o laptopul. Foarte ciudată întrebare, dacă te joci cineva, o să te arătești și zic că... cum așa? Dar asta e o parte foarte bună. Și încă o comparație cu acest încărcător, este un încărcător clasic de laptop, care arată așa. Ca și porturi, avem pe partea stângă un USB Type-C, prin care se și încarcă, un USB Type-A, și un HDMI, un port full HDMI, iar pe partea cealaltă încă un USB Type-A și un jack pentru căști plus microfon. Mi-ar mai fi plăcut, dar văd că la fel ca și cu jack-ul pe telefoane, chestia asta este din ce în ce mai absentă pe toate laptopurile, un port pentru cardul SD. Pentru că dacă acest laptop este suficient de puternic cât să mă lase să editez poze și video, vreau să pot să iau cardul din această cameră și să-l bag în laptop. Dar probabil că acest laptop este adresat mai mult oamenilor care filmează pe telefon. Și norocul a făcut ca în aceeași perioadă în care am avut laptopul ăsta să am și Huawei Mate 30 Pro. Să am și un telefon de la Huawei pentru a putea să vă arăt următoarea șmecherie. O chestie pe care o poți face având și laptop de la Huawei și telefon de la Huawei este să activezi Huawei Share. Îl pui aici unde scrie, unde este stickerul cu Huawei Share. Nu are nicio treabă stickerul, este un tag NFC sub carcasa laptopului, dar îl pui direct aici, apeși Connect și în câteva secunde ecranul telefonului îți va apărea pe laptop și poți să folosești telefonul cu mouse-ul și tastatura laptopului, poți să transferi fișiere între telefon și laptop sau laptop și telefon. Este o comunicare mult mai naturală între telefon și laptop și mult mai rapidă. Lucrul ăsta nu înseamnă că trebuie să ai neapărat telefon Huawei, pentru că știți foarte bine că situația telefonelor Huawei este destul de incertă. În ceea ce privește laptopurile, Huawei a reușit să facă o înțelegere cu Microsoft și poate să folosească în continuare Windows. Lucrul ăsta se poate face și cu un telefon cu Android altceva decât Huawei, și anume eu cu Samsung-ul meu am aici ceva ce se numește Link to Windows. Ai o aplicație care se numește Your Phone din laptop cu care poți face același lucru, numai că dacă ai Huawei pur și simplu ai lipit telefonul aici și se întâmplă totul. Nu mai trebuie să mai umbli prin setări, nu mai trebuie să faci absolut nimic, ai pus telefonul aici și ți-a apărut pe ecran. Este mult mai simplu. Hai să vedem un pic cum funcționează lucrurile pe acest laptop și ce poți să faci cu el. Este absolut logic că va merge pe el să stai pe Facebook, să stai pe YouTube, să stai pe Instagram, dar pentru a face câteva teste
teste să văd cât de tare îl pot împinge. Am descărcat DaVinci Resolve pentru a edita niște video 4K, exact cum filmez acum. Am descărcat două jocuri, și anume Far Cry 5 și Need for Speed Payback, și am descărcat un film 4K pentru a vedea dacă poți să te uiți la filme. Pentru testul video am filmul Bohemian Rhapsody, care este 4K, de-aia l-am și luat 4K pentru acest test, pentru că ecranul este 1080, dar vreau să văd cum rulează laptopul un video atât de mare și vreau să zic că îl rulează excelent, nu văd niciun fel de problemă. L-am cuplat chiar și la televizorul meu, care este 4K, și nu a avut niciun fel de problemă în a-l rula. Nici nu mă așteptam, dar am vrut să văd treaba asta. Ca și jocuri, Far Cry 5 și NFS Payback, care se mișcă foarte bine, într-adevăr nu la 120 de cadre pe secundă și într-adevăr la detalii minime, dar având în vedere că ți-ai luat un așa laptop mic și subțire, nu cred că ești mare gamer sau îți dorești să faci treaba asta fix pe laptopul ăsta. Când vine partea de editare video, nu este suficient de puternic cât să editezi 4K în real-time full resolution. Și atunci va trebui să creezi fișiere optimizate sau proxy-uri, dar după ce ai făcut treaba asta, poți să editezi fără niciun fel de problemă și să randezi 4K. Și ca să vorbim un pic și de experiența media, ecranul este foarte bun, la o rezoluție foarte bună, atât că nu este atât de luminos pe cât mi-aș fi dorit. Dar mai e o parte aici, anume difuzoarele, care difuzoare mi-aș fi dorit să fie pe față. Ele sunt pe spatele laptopului, aici. Și dacă laptopul este pe o masă dreaptă și tu stai la birou exact cum stau eu acum, nu este niciun fel de problemă. Exact ca atunci când telefoanele aveau difuzoarele pe spate și puneai mâna așa un pic ca să auzi mai bine. Același lucru se întâmplă și cu laptopul ăsta. Dacă stai în pat cu el și difuzoarele aruncă sunetul în partea cealaltă decât ești tu, nu este atât de ok și atunci ar fi fost mult mai ok să fie pe față. Pentru că ele, dacă întorci laptopul și le asculți așa, în față, se aud mult mai bine decât dacă ții laptopul așa sau chiar dacă îl ții pe masă. Și atunci mi-aș fi dorit ca decizia asta, și am văzut la multe laptopuri chestia asta, mi-aș fi dorit ca difuzoarele să fie pe față. Dar difuzoarele se aud bine, volum foarte bun, suficient și un sunet bun dintr-un laptop atât de mic. Huawei MateBook D14, acesta pe care l-am făcut eu în teste, are un preț de 3099 de lei, iar varianta de 15 are un preț de 2899 de lei. Mai mult decât atât, până la sfârșitul lunii martie, dacă luați unul dintre aceste laptopuri seria D de la unul din magazinele Huawei, care sunt unul în Băneasa și unul în AFI, primiți și un Huawei Watch GT cadou la acest laptop. Pentru detalii suplimentare o să vă las câteva link-uri în descriere de unde îl puteți cumpăra, dar dacă îl cumpărați luna asta ar fi păcat să nu mergeți direct la magazin să-l cumpărați ca să primiți și ceasul. Și pentru alte întrebări sau nelămuriri despre acest laptop, vă aștept în secțiunea de comentarii. Cam atât pentru astăzi, ne vedem data viitoare. Pa!